Codul galben de îngheță emis de meteorologi rămâne valabil pe întreg teritoriul țării până la începutul săptămânii viitoare. Astfel, în orele nocturne și ale dimineții, la suprafața solului se vor înregistra temperaturi între minus 1 și minus 3 grade. Sâmbătă, pe întreg teritoriul țării se prevede cer variabil. La Briceni, Soroca și Bălți vor fi 10 grade, iar la Orhei cu un grad mai mult. La Tiraspol se așteaptă 12 grade, la Leova și Comrat 13, iar la Cahul se vor înregistra 15 grade Celsius. Sâmbătă, în capitală, vor fi cel mult 12 grade Celsius. În următoarele zile, în întreaga țară, maximele vor oscila între 12 și 14 grade, iar noaptea între minus 2 și 6 grade Celsius. Sâmbătă, în cea mai mare parte a Europei, cerul va fi înnorat, iar pe alocuri va ploua. La Madrid se așteaptă 25 de grade, la Paris 19, iar la Londra cu un grad mai puțin. La Berlin sunt prognozate 14 grade, la fel ca și la Viena. 24 de grade vor fi la Roma, 12 la Praga și cu un grad mai mult la Varșovia. Cer variabil și 15 grade se vor înregistra la Budapesta, în timp ce la Belgrad va ploua și vor fi 9 grade. Precipitații și 12 grade se așteaptă și în capitala României. Cer noros și 23 de grade vor fi la Atena, iar la Kiev și Moscova câte 11. La Ankara cerul va fi senin și se vor înregistra maxime de până la 25 de grade Celsius.